Consilierii locali Băi au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la proiectul Pietonizarea Pieței Revoluției. Boimărenii care traversează această piață și amintesc că în trecut zona era o splendoare, iar astăzi nimeni nu mai face nimic, deși despre reabilitarea acestui obiectiv se vorbește de aproape 5 ani. Dar cu cine pot să stai de vorbă? Cu mincinoșii? Că asta era, era făcut Acum 5-6 ani o scrie toate ziarele că ia ce facem și era e spus, fotografiile în centru vechi. Cum va fi aici și cum... Așa e. Nimeni nimic. Numai moni. Nimeni nimic. Rup gâtul. Rup gâtul. Și într-un oraș așa de frumos, că acum e da, adevăr că e frumos, vine un străin. a vrea să stai pe bancă. Una, uite, ce -i? Îmi cum era? Da, sigur că da, păi eu sunt merean Și aici stau lângă Maramureș De 50 de ani Sigur că da, era frumos tot Dar asta e, nu avem ce face Sunt aici oameni mai sus Care a trebuit Nimeni nu zice nimic Nu, Nimeni nu face nimic Asta e situația Degeaba mă duc eu Că e, nu mi de bagă seama. Asta e, domnilor Puteți întreba pe oricine că ce frumos a, a trebuit să fie, să mândrie. Aduc aminte când era concursul de mașini. O, oh, aici era terasă, ce frumos era, vinea străinii tot, era o splendoră. Tot, nimic. Uitați, pântână, o singură fântână artificială care mai avem acolo, o băgat între mara, acolo, între blocuri, decât să bage aici. Mă înțelegeți? Să fie frumos! Valoarea totală a investiției este de 20,58 de milioane de lei și a durată de realizare de 12 luni. Se vor reamenaja spațiile verzi, circulația pietonală, circulația auto, fântâni, platforme, rampe și trotoare adiacente construcțiilor. Proiectul a fost votat cu 17 voturi.